găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live, dublă campioană olimpică la Jocurile de la Atena în 2004. Mamă, câta vreme a trecut de atunci. A vrut să ne fure pâinea de la gură, devenind și prezentatoare de știri, voia să ne lase fără serviciu, cum se spune. Și în ultima perioadă, mai exact anul acesta, este campioană olimpică la mămici. Da? Discutăm despre toate acestea cu marea noastră campioană, Monica Roșu. Bună dimineața, să rămână! Bună dimineața, bine te-am găsit! Ești, nu, eu trebuie să zic ție, bine ai venit! S-a putut dormi aseară? Să știi că am dormit cam prost. Nu știu cum se face de fiecare dată când trebuie să merg undeva. Doamne, zici că sau nu se așează planetele. Dar de obicei doarme? Doarme, da. Aici e... Încercăm să dormim. Am făcut un program în așa fel încât să doarmă și ea, să doarmă și mami, că trebuie să funcționăm. Am înțeles. E despre Monica Roșu, dar astăzi n-avem cum să ocolim, nu? Pare greu de crezut pentru noi cei care am și prins-o în activitate, dar astăzi Nadia Comăneci împlinește 60 de ani. Să rămână la mulți ani! La mulți ani, o pupăm, îi dorim toate cele bune, sănătate și să fie cât mai mult timp alături de noi. Tu ai cunoscut-o, noi de la televizor, dar tu ai avut ocazia... Am cunoscut-o și trebuie să spun că, practic, prin prisma ei am ajuns eu la gimnastică. Stai. Da. Și șoc. Și șoc. Mama este născută în același an cu Nadia. Mama a făcut 60 în iunie, Nadia îi schimbă astăzi. Wow. Din păcate, mama nu a avut posibilitatea să ajungă să facă gimnastică. A iubit acest sport, i-a plăcut. De la ea am și învățat primele elemente. Wow. De la mama și de la fratele meu. Am un frate mai mare, și-a mai dorit un copil, sau dacă Dumnezeu îi va mai da și va fi fetiță, a spus că cu siguranță o va îndruma către sport. Fratele făcând toate sporturile posibile, dar nu s-a lipit nimic de el. Și asta că am venit eu. Tăiem asta la tăiem. Am apărut eu și ușor am învățat. Cu cât am crescut, stând acasă cu fratele, părinții erau la serviciu, noi eram acasă, ce să facem? Și făceam tot felul de năzbutii. Dar tu de mic ai vrut să devii Nadia? Adică noi băieții voiam să... Ce vrei să te faci, Monica? Nu o să fii, sau... Să știi că nu, n-am avut... Știam de gimnastică. Maradona, Lăcătuș sau Hagi. Toată lumea m-a întrebat ce vreau să fiu când eram mică. Cred că mai degrabă spuneam că polițistă. Polițistă. Da, având în familie persoane care lucrau, m-aș fi văzut, m-aș fi văzut în acest domeniu, nu aș excludenți acum domeniul acesta exact, dar după ce am primit acel bilețel să mă prezint la sala de gimnastică, cumva toată atenția mea s-a canalizat. Dar pe Nadia cum ai cunoscut-o? Adică mai ți-aduce aminte? Erați micuțe, veniseră-ți înainte. Nu mai știu când am cunoscut-o, eram micuță, am cunoscut-o probabil la concursurile naționale, ulterior când am ajuns la lot a fost mult mai ușor să o întâlnești. Dar știam de ea, de la mama, de la antrenori, din povestirile tuturor. Nu să stai lângă Nadia, adică așa că tu ai stat. Noi, repet, rețele de socializare și filmulețe pe internet. E foarte plăcut. Nu știu cum vedeți voi aceasta. Noi vedem un monument, așa, știi, ceva. Clar, și eu îl văd tot un monument, dar e o persoană... E o imagine cu voi imediat după Atena. Așa. Voi micuțe, așa, îmbrăcate la sacouri, le-ați minte, așa, da. Și... Costumele acelea bleu. Da. Și Nadia acolo printre voi și pare așa o mămică, e cloșca cu pui de aur, exact, știi? Cloșca cu pui de aur a fost mereu alături de gimnastica românească, nu doar de generația noastră, ci de fiecare generație. Ne-a susținut și a fost mereu aproape de fete, astfel încât știu cum e o onoare și dacă te afli în activitate și o întâlnești, parcă îți crește dorința aceea de a reuși. Ce tare e asta! Pentru doar că, simplu fapt că e acolo lângă. Da, și știi că, uite, a venit să te încurajeze Nadia. Wow! E acolo, înseamnă că e ceva dacă vin să-mi spună, uite, poți, sală, nu? Exact, poți să faci lucrul ăsta și mie mi-a fost greu și eu am avut probleme, dar... Și dacă mai auzi un bine Monica sau hai Monica... Da, clar. Dar nu te moi? Adică nu stremură, nu știu, mă gândesc să... Nu stremură picioarele când știi că e Nadia în sală? Nu, adică exact invers, pentru că te pregătești, nu ai cum. Adică nu ar fi culmea să stremure, ca și cum ți-ar tremura picioarele la concurs. Se stremură, dar știi cum e, trebuie să știi să le stăpânești, că altfel ai muncit degeaba. Chiar dacă îți spune Nadia că ai făcut bine sau ești bine sau poți să câștigi. Am căzut pentru că era Nadia. Am avut emoții, exact. Nu există așa ceva. Era Nadia. E un ambasador imens, adică Năstase, Țiriac, Hagi, Nadia. Ce poți să spui? Nu știu, oriunde te duci și spui Nadia, spui România, toată lumea spune Nadia. Adică e cel mai important ambasador al sportului. Pe lângă celelalte persoane pe care le-ai enumerat, clar Nadia rămne în istorie. E prima gimnastă care a luat atâtea note de 10. Exact, a luat 1. Și ar trebui să avem grijă de valorile astea care din ce în ce... le scade numărul și se împuținează. Și ți-e așa mai rușine să spui, dar nu mi-e rușine, pentru că am ajuns în momentul în care, vorbim, e ziua Nadiei, n-ar trebui să intrăm în... să trecem printr-o perioadă în care sportul e la pământ, tot ce se întâmplă în țara asta e la pământ, ținem să dăm în cap celor care au reușit să facă ceva și să nu mai apreciem nimic. Din păcate n-am cum să te contrazic. Și atunci... Monica, oprește-te, dar nu, tac. Și atunci că... cumva ar trebui să... Sunt foarte multe persoane, nu vorbesc neapărat de sportivi. Sport, corect. Sunt domenii în care excelăm, dar nu auzim de ei. Sau auzim foarte puțin de ei. Corect. Și dacă auzim, e așa un titlu scurt, a câștigat, a făcut, dar tot, exact, nu e cealaltă. Îți vine să crezi că Nadia Comăneci împlinită 60 de ani, nu că ar fi o vârstă, Doamne ferește, dar că noi o știm, fetița de la Montreal, așa o știm. Fetița de la Montreal, eu o știu și statuia. Anii trec. Mă gândesc la mama, că și mama a avut 60 de ani. Corect. Și a făcut și Nadia să fie sănătoasă. Corect. Și o așteptăm în țară, știu că spunea că nu poate să ajungă din cauza problemelor, dar că e bine, e sănătoasă, se bucură de familie. Corect. Ne întoarcem la Monica Roșu? Da. Suntem în 91 sau când ne-am apucat? 92. Practic 91, nu făcusem 4 ani când m-am apucat de gimnastică. Uite, înlăcrimează și un ochi, e prea de dimineață, n-am mai fost în studio, în 92 am primit acel bilețel la grădiniță, de-a mă prezentat la gimnastică. La grădiniță. Dacă vrei să povestim așa, ne trebuie toată ziua. Să-ți ajunge spațiu de emisie. Cea mică are cu cine să stea? Cea mică momentan, da. Deci ai primit un bilețel? Da. Pe vremuri, probabil că și acum, în diferite domenii, selecția se făcea la grădiniță. Îți dai seama cum sună asta acum? De ce? E la cei care se uită, cum adică la grădiniță? Voi n-ați avut copilărie? Nu prea. Și ce spuneam înainte de a mă apuca să vorbim, sunt multe lucruri la care la mine e cu minus, așa. Am o perioadă în care e așa un gol și o să o umplu acum cu... Corect. Cu siguranță umplu. Cu alia, dar e așa o mică problemă că nu știi cum să gestionezi lucrurile. Cum sună asta, știu. Prima oară am plecat undeva la 7 ani și jumătate. Deci am primit acel bilețel la grădiniță. La 4 ani. Nu aveam 4 ani, s-a făcut selecția. Nu aveam împlinit încă 4 ani, mai aveam vreo 2 luni. Au venit antrenori, o parte de antrenori de la clubul de gimnastică din Bacău. Căutau copii, tineri copii, pentru grupe, pentru gimnastică. Și au venit, ne-au pus să le arătăm dacă știm ceva elemente. Eu, evident că știam să fac poduri, rostogolire, sfoara, fiind micuță, fix eram ca la podul pe care îl căutau. Am primit un bilețel cu data și ora la care s-am prins la sală. Și așa a început aventura mea. Când m-am dus acasă, am zis, mame, uite, am primit asta. Ah, ce bine că te-a prins. Stai așa, stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult!